Mulțumesc mult, doamna președintă. Vom sărbători în curând Crăciunul, iar declarația mea politică din această săptămână este dedicată adevăratelor semnificații pe care nașterea Domnului le aduce în viața oamenilor. Crăciunul este sărbătorit încă din cele mai vechi timpuri ca eveniment suprem al nașterii lui Isus, dar a devenit de-a lungul timpului și o sărbătoare a familiei, marcată de obiceiuri precum colindele, împodobitul bradului și darurile moșului pe care în special copiii le așteaptă cu multă nerăbdare. La români, Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători creștine, alături de Paște și de Rusalii, fiind în esență o sărbătoare a bucuriei și a dăruirii. Ce dar și ce bucurie mai mare poate cineva să ofere decât pe însuși Fiul Său, pe care l-a trimis în lume ca model de viață și mai apoi îngăduind jertfirea Lui ca dorință de mântuire a oamenilor și dovada iubirii Lui nemărginite față de noi. Acesta este lecția profundă pe care Dumnezeu a oferit-o oamenilor prin Iisus Hristos, un arhetip de bunătate, modestie și sfințenie, din care fiecare putem lua câte puțin pentru a da celorlalți acum și în restul anului. Pentru a pregăti cum se cuvine această sărbătoare, Biserica rânduiește postul de 40 de zile, care se încheie în seara ajunului Crăciunului. Fiecare dintre noi își împodobește sufletul și îl primește pentru a întâmpina cu inima curată vestea nașterii lui Isus. Alături de haina interioară, casele creștinilor se împodobesc cu brazii frumos ornați de copii, cu darurile moșului sau cu vizita celor dragi. Decembrie este cu adevărat mai mult decât luna cadourilor, este o perioadă a comuniunii. În toată această frenezie a Crăciunului nu trebuie să-L uităm pe Hristos, adevăratul sărbătorit care odată acceptat în casele, familiile și sufletele noastre, ne va dărui însutit din ceea ce i-am dat noi. Textul frumoaselor colinde românești este o invitație la reflexie asupra faptului că suntem atât cât iubim, sau mai bine zis, atât cât dăruim. Am fost de curând în locurile sfinte, unde s-a născut și s-a jertfit Iisus Hristos, iar sentimentele pe care le poți trăi în aceste locuri unice sunt cu greu descrise în cuvinte. Cu greu poți să exprimi ceea ce simți și ceea ce trăiești în aceste locuri sfinte. Dar în România, la români, frumusețea și profunzimea Crăciunului este cu totul și cu totul aparte. Nicăieri nu am simțit fiorul unei sărbători în care omul se întâlnește cu Dumnezeu ca în creștinismul românesc. De la colindele copiilor, la mirosul merelor coapte, al rășinii de brad sau al cozonacilor împletiți în special de bunica, toate fac din sărbătoarea Crăciunului una cu adevărat personală, intimă, familială. Ca în fiecare an personal sărbătoresc Crăciunul alături de familia mea în inima Bucovinei, într-o frumoasă localitate numită Dorna Arini, în județul Suceava, unde vă invit să vedeți cum tradițiile poporului român se împletesc foarte bine cu creștinismul milenar al acestui spațiu binecuvântat de Dumnezeu. Stimate colege, stimați colegi, Sfânta Sărbătoare a Crăciunului este ocazia potrivită de a ieși din nou egoismul care ne caracterizează în viața de zi cu zi și să învățăm să dăruim mai mult celui de lângă noi. Cred că putem intra cu adevărat în spiritul nașterii Domnului, căutând să răspundem la iubirea lui Dumnezeu, care își dăruiește unicul fiu prin iubirea față de cei din jur. Trebuie ca în anul care bate la ușă să ne străduim cu toții să iubim mai mult România și pe români, pentru că a fi cu adevărat demn de grădina Maicii Domnului în care poporul român a fost rânduit să trăiască. Nașterea pruncului sfânt în Iesla din Betleem este darul făcut de Dumnezeu oamenilor în nemărginita sa iubire. Și noi trebuie să dăruim în această perioadă din puținul nostru, din dragostea și căldura care ne înconjoară. Vă doresc tuturor un Crăciun binecuvântat, cu pace, cu liniște, cu mireasmă de brad, cu arome de mere coapte și de cozonaci, alături de cei dragi. Iar pentru 2016 vă doresc tot ce este mai bun și mai frumos pentru dumneavoastră și pentru familiile și cei dragi dumneavoastră. Mulțumesc!